Parizeri de casă, rețeta fără gelatină, coloranți, doar carne și condimente. Parizeri în pungă, parizeri în apa fierbinte. Un parizer delicios și super, super gustos. O să vedeți cât de simplu se poate pregăti. Parizeri. În apa fierbinte. Parizerul nostru s-a odihnit și cum să vedem ce a ieșit. Parizer de casă. Super. De casă, un deliciu. Parizer. Astăzi preparăm parizerul de casă cu carne de porceluș înghețată, tocată și înghețată. Și vom avea nevoie de următoarele ingrediente. Aici am 400 de grame de carne tocată. Apoi vom condimenta cu sare, cu usturoi, cu salvie, cu rozmarin, cu boia de ardei dulce sau picantă, nucușoară și piper. Și vom mai avea nevoie de punguță și de șnuruleț să legăm și să începem. Deci vom tăia carnea tocată, așa vedeți că este înghețată. Vom tăia, așa este înghețată, s-a dezghețat puțin, așa. Și o punem să o tocăm împreună cu condimentele. Și vom avea nevoie și de puțină apă. Așa. Și acum, într-un blender vom pune carnea noastră și o să măcinăm bine. Eu am să o pun în două ture, că este micut. Punem și usturoi și salvie și rozmarin și apoi punem restul ingredientelor. Vom adăuga 250 de apă și o vom adăuga puțin câte puțin. Așa, o să punem așa, puțină. Și da. Verificăm, iată-ți consistența, trebuie să fie ca o cremă, ca o cremă și mai amestecăm puțin. Așa. Și am să mai adaug puțină apă, apoi cântărim restul care ne-a rămas. Așa. Și amestecăm în continuare. Și ținem totul în același. Este ca o cremă. Vedeți?
punem restul de carne, cărniță, cubulețe înghețate și o să punem și o foiță de dafin. O rupem așa bucățele și punem usturoi, salvie și rozmarin. Mixăm. Adăugăm apă. Adăugăm apă, ia uitați, așa, până obținem o cremă și mai punem apă, așa, vedeți, cât mi-a rămas și acum mixăm. Controlăm, vedeți? Mai punem puțină apă și apoi din 250 o să scădem restul de apă și vedem cât ne-a intrat. Așa, verificăm și cred că este gata totul. Toate. Ia uitați consistența, vedeți? Așa. Amestecăm și acum vom adăuga restul ingredientelor. Punem sare, așa, paprika. Și gustăm și după aceea mai adăugăm dacă mai este necesar. Adăugăm paprika. Eu pun paprika iute. Așa. Apoi vom adăuga nucușoară. Așa, puțină nucușoară. Și piper. Vedeți? Așa, și adăugăm toate ingredientele. Amestecăm. Uitați. Amestecăm așa bine totul. Compoziția noastră este gata. Vedeți cum arată? Așa arată. Și acum o să avem nevoie de o funguță. Vedeți? Și o vom umple de această compoziție. Așa.
Am pus toată compoziția aici. Și strângem. Și ne dăm forma la sălămiorul nostru. Așa. Și strângem așa bine. Și legăm cu hârtie, cu așa. Și legăm strâns. Și strângem parizerul nostru așa și legăm așa bine. Și acesta este parizerul nostru. Parizer în pungă. Scoatem și punem parizerul în apa fierbinte. Și parizerul nostru este gata. Am pregătit o apă, un vas cu apă. Cuvor de gheață le punem aici în vas, că trebuie să răcim foarte bine parizerul nostru după ce este copt. Să facem un șoc termic. Și am pus toate cuburile și acum să punem mort scoatem parizerul nostru în apă rece. Așa. Și după aceea îl lăsăm să se odihnească și să se răcească. Parizerul nostru s-a odihnit și cum să vedem ce a ieșit. Parizer. Și să tăiem, să vedem cum este parizer. Parizer de casă. Super. Face minunăție. Parizer la pungă de casă, un deliciu. Parizer.
O bunătate. O feliuță de parizeri, dragii mei. Am pus și eu mâna pe pui și pe oală și am trecut la treabă. Și rezultatul? Un parizel delicios și super, super gustos. O să vedeți cât de simplu se poate pregăti un parizer de casă. Rețeta fără gelatină, coloranți, doar carne și condimente. Și apoi să se felieze frumos. Cum se face parizerul în casă? Rețeta de parizer este cât se poate de ușoară, chiar și pentru cei care nu se pricep foarte bine la gătit. Pentru a prepara parizerul de casă, ai nevoie doar de câteva ingrediente și de o sticlă goală de plastic sau o tavă de chec, tapetată cu folie de plastic sau cu hârtie de copt. Vedeți cât de frumos se feliază? Și să trecem la treabă. Și pentru rețeta mea de parizer de casă, ai nevoie de următoarele ingrediente. Un pui de 1 kg și 800 de grame de... 800 de grame de picioare de porc, 2 cepe, țelină, un morcov și 2-3 foi de dafin, piper și sare. Se tranșează puiul în bucăți și picioarele de porc și se pun la fiert alături de ceapă, morcov, țelină și foile de dafin și apă. După o jumătate de oră, scoatem capacul și adăugăm sare, piper, usturoi, boia de ardei dulce și lăsăm să fiarbă foarte bine carnea până iese ușor de pe os. După ce a fiert bine puiul și picioarele de porc, le-am scos din supă pentru a se răci puțin. Apoi am eliminat toate oasele și am pus carnea cu o parte din supă, circa 400 de mililitri. Și am amestecat bine totul cu ajutorul robotului până se formează o pastă foarte fină. Este important să folosiți un robot puternic pentru rezultate optime. Așa, din 500 de grame de supă, mie mi-a rămas, cât se vede, circa 100 de mililitri. Apoi am condimentat cu sare, piper, boia iute, cu nucușoare. După gust. Și este bine să gustați amestecul pentru reușita gustului de parizer. Vedeți, punem radem nucușoară și se amestecă foarte, foarte bine acest amestec, această compoziție de parizer. Deci după ce am amestecat bine, gustăm din nou să vedem dacă mai trebuie sare, piper sau alte condimente. Să gustați mereu, mereu, pentru o reușită bună și avea un rezultat bun. Și se amestecă bine, bine totul. Mi-am pregătit o sticlă din plastic și o tavă. Am turnat tot amestecul într-o sticlă, care i-am tăiat partea superioară.
Am folosit și o tavă de chec pe care am tapetat-o cu folie alimentară. Batem bine, 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 bine ca să se așeze toată compoziția. Acum punem și în tavă. Acoperim după aceea cu folie alimentară și tava și sticla. Închidem bine. Și am pus parizerul în frigider peste noapte. Parizer! Iar a doua zi, ia uitați, deci a trecut toată noaptea și este gata. A doua zi l-am savurat împreună cu familia, alături de pâine, roșii și ceapă verde. Se taie foarte bine, este gustos și are o consistență perfectă. Acum să-l scoatem din sticlă, deci ne ajutăm cu un foarfece să tăiem. Și să știți că se scoate destul de ușor din sticlă. Deci pișcăm puțin din sticla de plastic și vedeți cum se rupe. Și imediat iese. Uitați ce minunăție. Deci pe cât arată de bine, pe atât este de gustos. Deci am scos din sticlă parizerul. Acum o să scoatem și din tavă. O scoatem din folie alimentară. Ia uitați ce bine arată. Fără gelatină. Fără gelatină. Deci cu gelatină de la picioarele de porc. Ia uitați și acum. Să vedem cum se taie. Se taie foarte, foarte, foarte bine. Ia uitați ce felie. Uitați ce bine arată. Este gustos, gustos și are o consistență perfectă. Și să vă dau câteva sfaturi. Puteți adăuga în pasta de parizer și măsline, verzi sau negre, feliate sau întregi. Puteți adăuga și nuci, și fistic, și alune. Dacă pasta de parizer pe care ați preparat-o vi se pare prea uscată, mai adăugați puțin din zeama din supa rămasă și consumați parizerul în maxim o săptămână. Că acesta nu are conservant. Ia uitați, se servește cu ceapă verde și cu roșii. Dacă v-a plăcut această rețetă de parizer, abonați-vă la canalul meu de YouTube Prăjituri cu Camelie și Bucate Gustoase. Mă puteți urmări și pe pagina mea de Facebook, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase, pe Instagram și TikTok.